ghicitori sunt scurte descrieri ale ființelor care trebuie ghicite pe baza unor trăsături relevante. Să analizăm împreună trei ghicitori. Colorat e ca o floare, trupul fin și mic îl are, spoară vara pe câmpie. Fluturele, ale cării trăsături fizice, se referă la trupul colorat, fin și mic și la capacitatea acestuia, de a zbura. Pe cap pieptene, la mijloc pepene, la coadă seceră, la picioare rășchitoare. Ai recunoscut desigur cocoșul. Ale cărui trăsături fizice se referă la cap pe care are o creastă ca un pieptene, mijlocul lui care este bombat ca un pepene, coada ca o seceră, iar la picioare are gheare ca niște răștitoare. Cine merge dimineața în patru labe, la amiază în două și seara în trei? Răspunsul, omul. Omul în diferite etape ale vieții. Numărul picioarelor se referă la etapele vieții. Când este bebeluș, Omul merge în patru picioare. Când este copil și adult, merge în două picioare, iar atunci când este bătrân, are un toiac de sprijin și are trei picioare. Așadar, ghicitoarea se bazează pe observarea unor trăsături ale aspectului exterior și al comportamentului ființelor. Ghicitoarea surprinde trăsături esențiale care sunt relevante pentru portretul unei ființe. Am putea spune că unele ghicitori sunt adevărate mini-portrete. Un text literar captivează cititorii prin personajele sale. Probabil că și tu ai personaje literare preferate care te-au impresionat prin trăsăturile lor. În continuare, voi ilustra câteva tipuri de portret pe baza unor fragmente extrase din opere literare. Dar mai întâi să vedem ce este portretul literar. Portretul unui personaj într-un text literar înseamnă descrierea aspectului fizic și moral. Așadar, într-un text literar există personajul literar al cărui portret este descris prin trăsături fizice și morale. Ca secvență distinctă într-un text literar, portretul se realizează prin descriere. De altfel, portretul este un tip de descriere literară. Un prim portret pe care ți-l propun este al micului prinț din cartea Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Fragmentul pe care l-am ales se referă la prima întâlnire dintre personajul narator și micul prinț. Să citim fragmentul. În prima seară am adormit, deci pe nisip, la o mie de mile departare de orice așezare locuită. Eram chiar mai singuratic decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui ce surprinsă am avut când, în zorii zilei, m-a trezit o vocișoară ciudată. În fragmentul de text există doar o singură referire la trăsăturile personajului, și anume o vocișoară ciudată. Dar autorul Antoine de saint exupéry a hotărât să își ilustreze cartea cu propriile lui desene și a asociat acestui fragment desenul de desubtul căruia a notat. Iată cel mai bun portret pe care am reușit să îl fac mai târziu. Deci, portretul micului prinț este realizat atât prin text, cât mai cu seamă prin desenul realizat de autorul cărții. Un alt fragment de text pe care ți-l propun este din cartea copila stea de Jerry Spinelli, iar personajul este copila stea. Fragmentul de text pe care l-am ales se referă tot la o primă întâlnire dintre două personaje. Să citim textul. Apoi am văzut-o. În pauza de prânz. Purta o rochie alburie atât de lungă că îi ascundea pantofii cu volănașe la gât și la mâneci, arăta parcă ar fi fost rochia de mireasă a străbunicii ei. Părul de culoarea nisipului îi ajungea până la umeri. Ducea ceva în spate și nu era un ghiozdan. Mai întâi am crezut că e o chitară în miniatură. Mai târziu am aflat că era o uculele. Avea o ceantă mare de pânză pe care era pictată o floare a soarelui în mărime naturală o dungă pistruiată îi brăzda nasul. Arăta ca o sută de alte fete din școală, cu excepția a două lucruri. Nu era deloc machiată, iar ochii ei erau cei mai mari pe care îi văzusem în vreodată, ochi de căprioară surprinsă de farurile mașinii. Spre deosebire de fragmentul extras din Micul Prinț, în acest fragment, există o mulțime de informații referitoare la portretul fizic al personajului copil astea. În primul rând este precizat contextul în care este văzută, în pauza de prânz. Detalii de vestimentație, rochie alburie, lungă cu volănașe. Părul este de culoarea nisipului, lung până la ume. Nasul este brăzdat de o dungă pistruiată. Ochii sunt mari de căprioară, fața nu era deloc machiată. Două accesorii îi atrag atenția privitorului, instrumentul uculele și geanta mare de pânză pe care era pictată o floare a soarelui în mărime naturală. Probabil ai observat că pe coperta cărții se află tocmai imaginea unei flori a soarelui, făcând trimitere sigur la acest detaliu, din portretul fizic al personajului copilastea. Cu siguranță îți aduci aminte de cărțile cu ilustrații care ți-au încântat copilăria înainte de a ști să citești. Acum, când știi să citești foarte bine, ai observat că unele texte literare sunt însoțite de ilustrații. Unele dintre ilustrații redau portretul de desen al personajelor îți propun un exercițiu prin care să observăm portretul unui personaj mai întâi prin desen și abia apoi prin text. Am ales ca exemplu cartea Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan cu ilustrații de Iosef Voș. Portretul desen de la pagina 45 Cuprinde câteva elemente specifice portretului fizic. Observăm că este un bărbat înalt, are barbă, păr bogat, pieptănat cu cărare, spre spate. Fața este ovală, ochii destul de mari, ușor oblici, sprâncenele sunt bine conturate. Putem deduce chiar și câteva elemente de portret moral. Faptul că îi place să meargă cu bicicleta și că fumează pipă. Să citim fragmentul pe baza căruia a fost realizat portretul de sen. Tata lucrează pentru o companie multinațională unde e un fel de consultant sau așa ceva. N-am știut niciodată exact cu ce se ocupă. Îl cheamă Dan și e plecat în străinătate mai tot anul. În timpul liber bate la tobe, face miliarde de fotografii și se plimbă cu bicicleta. Este un tip bine făcut, bărbos ca un capitan de cursă lungă, dacă descrierile din cărți cu capitan de cursă lungă sunt corecte, și chiar fumează pipă, având o colecție impresionantă de pipe adunate din toată lumea. Pe baza textului, reținem câteva informații care individualizează personajul: că este tatăl naratorului personaj, Olguța. Personajul afirmând. Tata lucrează. Numele personajului este Dan. Ocupația consultant într-o companie multinațională și e plecat în străinătate mai tot anul. Elementele de portret fizic din text sunt ceva mai reduse decât cele observate pe baza portretului de se. Notează doar că este un tip bine făcut, în schimb, Faptul că are barbă îl compară cu un capitan de cursă lungă, făcând referire la reprezentarea personajelor din textele citite, din cărțile citite, cu capitanii de cursă lungă de pe nave. Elementele de portret moral sunt însă mai detaliate. Aflăm nu numai că îi place să se plimbe cu bicicleta, dar că în timpul liber bate la tobe, face miliarde de fotografii și are o colecție impresionantă de pipe adunate din toată lumea. Obiceiul de a fuma pipă l-am observat și noi, doar pe baza portretului de sen. Așadar, portretul sub formă de desen surprinde trăsături fizice evidente dar mai puține trăsături morale. Portretul sub formă de text este mai complex, mai explicit și, în plus, are farmecul stilului specific autorului. Așadar, personajul, în literatura, are portretul conturat atât prin elemente specifice portretului fizic, cât și prin cele specifice portretului moral. Din punct de vedere fizic, se face referire la caracteristici ale corpului, vestimentație, accesorii. Din punct de vedere moral, sunt descrise trăsături de caracter, pasiuni, obiceiuri. Portretul este un text descriptiv, poate fi realizat în proză sau în versuri și este uneori însuțit de ilustrații sugestive. Întotdeauna portretul exprimă sensibilitatea și viziunea autorului.